Marsilia quadrifolia sau tripoie cu patru foi este o plantă arhaică din grupa ferigilor, cu toate că pare o plantă superioară, cu aceste frunze în patru foi. În general, este o plantă care indică anumite biotopuri care au un grad de curățenie, să zicem așa, foarte mare. O apă limpede, cu calități deosebite, iazuri cu apă mică și foarte curată. O putem găsi în zonele litorale și în lacurile izolate din delta. Are un areal destul de restrâns, pentru că este o plantă cu o populație destul de restrânsă, intră în categoria celor vulnerabile. Această dimensiune redusă a populației poate fi și rezultatul unei acțiuni de poluare a apei, care în ultimul timp are loc la nivel global în delta Dunării. Evaluarea gradului de poluare poate fi făcută și cu ajutorul acestor tip de indicatori, cum sunt plantele. Cu cât lacurile sunt mai în interiorul deltei, pătura de vegetație absorbe mai mulți poluanți și mai multe substanțe în suspensie, astfel încât apele care sunt regăsite în interiorul deltei sunt mult mai curate. În momentul în care apa iese din delta și se varsă prin alte canale în brațele Dunării, acea apă care iese din delta este de culoare închisă. Practic se vede fundul care este închis de culoare, iar apa încărcată cu suspensii solide din brațul Dunării întâlnește această apă și în zona de întâlnire se vede foarte clar această demarcație între calitatea apei. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.